Expoziția de fotografii dedicată medicilor care luptă cu pandemia a fost din nou vandalizată. De această dată s-a întâmplat cu panoul instalat chiar în fața Catedralei Mitropolitane din capitală. Nu au educație, n-au 7 ani de acasă. Ei trebuie să nu-ți îmbrați. Dar nu se fac așa ceva. Ar trebui pedepsite aceste persoane? Ei, dacă le găsim, trebuie lecție cu râzica. Cu câteva zile în urmă, fotografiile doctorilor de la Institutul de Medicină Urgentă, care luptă în prima linie cu noul virus, au fost distruse. Cel mai probabil, răufăcătorii au folosit un obiect dur sau ascuțit. Oamenii care au trecut pe lângă expoziția, prinși în ungher, spun că gestul vandalilor nu are nicio scuză. Ну, вандализм вообще всегда плохо, поэтому как бы приветствовать это никак нет. Тем более память о докторах, которые борются за нашу жизнь. Îmi pare foarte rău că în societatea noastră încă sunt oameni irresponsabili, spunem așa. Dacă ar fi pedepsit care au făcut, poate nu s-ar mai repeta. E foarte urât, teribil, nu se poate așa de făcut. Oamenii slăbează pe noi, dar noi ne comportăm așa urât. Asta e circa foarte rău. Fotograful francez Pierre Crom, venit în Moldova într-o deplasare de serviciu, a lăudat creația colegului său, Alex Iordache, și s-a arătat dezamăgit că cineva a îndrăznit să o distrugă. Expression of an artist, of a photographer about a very important issue, especially for Moldova. It's really, yeah, really annoying, you know, to have people who do such things. And actually the one who are not damaged are very beautiful portraits and very good work. I am myself a photographer, professional photographer. Am încercat să luăm o reacție și de la autorul inițiativei, Alex Iordache, însă acesta a refuzat să ofere un comentariu. O altă expoziție de-a lui a fost vandalizată la sfârșitul lunii octombrie. Incidentul s-a întâmplat în parcul Valea Trandafirilor, însă făptașii nu au fost nici până acum identificați. Fotografiile incluse în expoziția Prinși în ungher pot fi admirate în 5 locații din capitală. Standurile au fost amenajate cu suportul OMS.